Salut, Anto! Salut! Mă bucur să te văd, Salut, ne-am Ion. mai întâlnit. De când? De Crăciunul trecut, oare? Bă, cred că da, Nu s-ar știu, putea. de S-ar când... putea. N-am prea fost prin Arad. De când o să vadă lumea emisiunea asta, clar, poate fi Paștele, dar nu contează, noi ne vedem de Crăciun. E mai a doua zi de Crăciun. Și, nu, mă bucur că l-am invitat alături de mine pe Anto. Anto este un prieten de peste 15 ani, ne cunoaștem. Da. Da? Chiar despre, peste 15 ani. Da, Și, în efectiv. ultimul timp, tot mi-a povestit că are probleme cu mașina de spălat. El fiind din alt oraș, nu am avut cum să-l ajut și a apelat la cineva din zonă. Îi povestește-ne puțin despre experiența ta, ce s-a întâmplat, cum ai achiziționat mașina, ce mașină, de ce ai avut nevoie de altă mașină, ce s-a întâmplat. Asta e chiar un lucru Păi nu, important. o fost faza în felul următor, că Da. m-am mutat într-un alt loc Da? și acolo era o mașină de spălat care era stricată, nu Așa. mergea. Dar Da, ce nu și mai făcea? Nu ai spălat deloc sau ce se întâmpla? Explică un pic ce se întâmpla cu mașina nu veche. se aprindea nimic. Nu, da, era moartă, Da. complet. Da, oricum am zis că o schimbăm și mers proprietarul Stai, să deci stai în chirie, să înțeleg. stau în chirie. Stai în chirie. Câte Da. persoane sunteți în chirie? Doar eu, Așa, din... doar tu stai. Bun, am înțeles. Da. Bun. Și... Na, proprietarul decise să cumpere o altă mașină de spălat, Da. una care este o piesă istorică, A, deci oarecum. nu a vrut să achiziționeze un aparat nou. S-a Da, dus pe second hand, pe folosit. second Am hand, da. înțeles. Una Bun. așa de firmă, în milă, din anii 90, Din anii cumva. 90, am înțeles. Da, foarte veche. Și spune, pe exterior arăta în regulă, parcă văd. Da, arată bine, tot așa, super ok, dar... Dar întrebarea, știi de ce pe exterior arată atât de bine? Adică tu de ce crezi? Că arată pe exterior atât de bine, adică vopseaua nu-i coclită, nu-i ruginită. De ce? De ce crezi tu A că fost arată? făcută bine. A fost făcută bine. Calitatea vopselei, probabil grundul, probabil tot ceea ce ține de... Și tabla, mai mult ca sigur, Da. era mult mai... Da, e țapănă și Da. strâmbitoare și acum. Am înțeles, bun. Deci e super ok. Așa, deci ați luat mașina, ați adus Da, mașina. am luat asta. Pe scări cumva a fost foarte greu cu ea, care 80 de kg sau ceva. Am înțeles, câte persoane ați urcat-o? În 3, dar au fost super grea în 3. La ce etaj? O trebuie să o ducem jos, în demisol. Aha, ok, într-o pivniță, bun. Da, nu-i pipnița, e un demisol. Demisol, bun. Nu-s liliac. Stau acolo. O semi-pivniță, am înțeles, bun, demisol. Așa se spune la Timișoara, am Da, înțeles. dar La pivniță e demisol. Asta e ca aia cu agenții imobiliari, știi? Dar nu-i beci, e semi-beci. Da, un semi-veci, bun, Încă. ușor. Adică ai geamurile cumva mai sus, asta e toată diferența. N-ai geamuri, nu te uiți în tavan, în geam, știi? Am înțeles, doar un pic mai sus. Da, exact. Da, bun. Ai pe fază un pic mai sus. Așa. Da. A fost super greu să o aduci, că e, na, foarte greu. Foarte grea. Da. Știi de fapt cum e una acum care e mai nouă, știi de fapt că e Păi am cu... scos-o pe aia altă și era, am scos-o în 2 și era Era ușoară. ușoară. Deci Da. asta era în 3. Na bun, Da. s-a instalat mașina. Mai Da. departe, de câte ori ai folosit-o, cum ai folosit-o? Păi am folosit-o, nu știu, cam o dată, de 2 pe săptămână. De 2 ori pe săptămână, bun. Deci doar tu ai folosit mașina. Da. Doar tu de 2 ori pe săptămână consider că o încărcai la o capacitate corectă, exagerai, Nu, cum băgai haine. rezonabil. Am înțeles. Și cam ce program foloseai? Păi foloseam ceva program, dar nu era, cred că, foarte bun, că tot spăla foarte mult. Cam cât? Am 2 ore spăla pe curs, la 30-40 de grade. Pe programul rapid. Da, avea un buton de rapid. Da, un buton de rapid Da. care practic orice program îl făcea rapid. Da. Dar tu când învârteai de buton, la ce opuneai? Unde opuneai? La 30-40 de grade sau la Da. 60-70. Am înțeles, dar la ce tip de program? La bumbac, sintetice, spălări Da, că ușoare? cred că eu băgam la bumbac și acum ultimele dăți când am băgat-o au fost gen 45 de minute curte. Da, deci programul de bumbac, după cum știi Da. și tu, e unul dintre cele mai lungi programe. Dacă probabil nu apăsai nici pe programul ăla curt, care e rapid, ținea cred că 4 ore programul. Haide. Bun, și revenim acum un pic la întrebarea că cum se pot hainele spăla în ziua de astăzi la un program de 15 minute? Dacă în anii 90 o mașină care zici și tu că e solidă ca lumea, spăla cu programul rapid apăsat, spală programul în 2 ore. Deci cum se pot spăla hainele în ziua de azi la program de 15 minute? Păi se spală? Nu se spală! Cum să se poată spăla? E o bătaie de joc asupra omenirii, a curățeniei de pe noi. Da, da. Bun. Te-ai întâmpinat probleme cu ea rapid după ce ai achiziționat-o? Nu imediat, adică nu știu, după vreo 5 luni, cam așa. Și consider că ceva s-a stricat și din cauza faptului că nu ai utilizat-o tu cum trebuie? Păi mai zic că atunci când am băgat-o, poate când am scăpat-o la un dat.
Ai scăpat-o? O, oh, asta, asta e. Ai uitat să menționez, unde pe scări? Da. Pe scări a scăpat-o, bun. A scăpat-o așa o treaptă, gen. Nu, era... Nu, nu mai ținut omul. Nu, n-am fost eu. Și a fost trei. Deci o mașină, bun, am înțeles. Și ce s-a întâmplat? Păi nimic, o spălat după aia, bun, să zic, 5 luni. 5 luni, bun, dar consider, consider că în astea 5 luni folosința aparatului a fost corectă? Da, da. Cel puțin corect. Cel puțin, cel puțin corectă. Deci nu de aia s-a stricat mașina. Nu. Nu. Și ce s-a stricat la ea? Păi a sărit pompa. Pompa. Asta am aflat după ce am vorbit cu tine. Pompa de evacuare. Da, pompa de evacuare. Ce se întâmpla? Mașina practic nu mai evacua apa. Da, exact. Rămânea apa în ea. Rămânea apa în ea. Trebuia să o scoți manual pe la filtru. Da. Și de ce probleme te-ai lovit când ai desfăcut filtrul prima dată? Să văd câte pături găsesc. Să? Să blindez apa să nu iasă din baie. Unde a fost vreo 20-30 de litri, corect? Și mai mult. Și mai mult. Bun, și problema ai rezolvat-o? Cum? Ai păi... chemat pe cineva? Deci ai chemat pe cineva de la tine din zonă ca să vină, da, să vadă ce e la mașină. Da. Bun, da, ce s-a întâmplat? Exact. Păi a venit băiatul ăsta, a sesizat și el ce... Na, îi ziceam după ce am vorbit cu tine că ar putea să fie o presupusă, nu știu ce. El a zis la telefon că mai are nu știu ce senzor acolo la pompă sau ceva și cumva nu scoate apa deloc dacă pompa aia nu, nu se învârte. Așa. Și a pus-o pe poziție și după două spălări, direct. Iarăși s-a întâmplat altfel. Da, exact. Deci practic nu s-a rezolvat problema decât pe moment. Da, exact. Dar o spălare. Tu fiind un băiat priceput, ocupându-te de ani de zile și de biciclete, montând, demontând, având și câte zeci de biciclete ai avut în custodie la un moment dat? Da, erau. Câte? 10, 20? 20. 20 de biciclete, da, doar a tale în custodie, la care trebuia să te ocupe. Te ocupi de servis, da, servisare, înlocuire, anvelope, frâne. Da. Ce ai făcut? Te-ai luat cheile și te-ai pus la treabă să rezolvi tu problema. Da, am ridicat pompa acolo un pic. Așa? Și? Pus-o în locașul. În locașul special, unde trebuia să fie, da? Da. Și na, era foarte ciudat că era prins cu o garnitură, știi? Da. Adică era cumva o garnitură prin care trecea un șurub. Da. Și aia venea prinsă după aia în pompă. Da. Și da, era, cumva erau două uri, erau și deschise. Da, unde erau șuruburile în partea de jos a pompei. Da. Da. Super ciudată prinderea. Da. Da, am strâns-o și nu, acum... Ăla cred că de vreo 4 ori. Și totul e în regulă. Și viteză blană să vedem dacă... Și câte turații are mașina? Maxim? Da. Cred că 1400. 1400 și o folosești tot timpul la turație maximă? Eu o folosesc la 800.000. 800.000. Bun, bravo. Vedeți, sunt unii oameni care folosesc totuși cât de cât acceptabil mașina de spălat. Hai să te întreb. Ai observat vreo diferență între 1000 de rotații și 1400 de rotații? Mă refer în umiditatea din haine? Nu, dar n-am așa un senzor la mână, îți dai seama. Bun, deci teoretic ai observa. Da. Dacă ar fi, să zicem, diferența dintre 1000 și 1400, totuși de câtva la sută, 40% diferență. Da, exact. Ai simțit? Deci n-ai simțit diferență mare. Nu. Bun, deci asta e un lucru bun automat. Dacă mașina are 1400, putem scădea din turațiile alea ca să prelungim viața aparatului. Da, exact. Păi de asta are un buton cumva. Adică are un buton, exact, care putem să reglăm, să reglăm turații. Da. Și acum ziceai că ai descoperit un program care ține 45 de minute. Știi cumva pe ce program, ce program e ala? Sau cum îi spune că nu mai bănesc că nu-i mai bumbacul? Păi nu-i bumbacul, e următorul. Sinteticele? Cred că da. Programul de sintetice. Da. Am înțeles. Și 45 de minute. Ești mulțumit cum le spală? Da. Spune-mi, de care detergent folosești? Lichid sau praf? Lichid. Lichid. Și ai o măsură anume? Jumătate de capac. Jumătate de capac. Bun. Aia înseamnă undeva la 35 de mililitri. Probabil. Da, foarte bine. Și nu, mai merg spre 3 sferturi dacă sunt mai multe haine. Dacă sunt mai multe haine. Am înțeles. Am înțeles. Oricum îl bag așa în două sertare. Baci în unul și în doi? Da. Bun, foarte mare atenție, că sertarul 1 e doar pentru programul de prespălare. Deci degeaba bagi în 1 și în 2 că nu ajută. Noi, în mod normal, trebuie să băgăm doar în 2. Dacă băgăm în, program, în sertarul 1, când folosim și programul de prespălare. Da, da, păi așa știam, dar el când trage, trage din amândouă. Trage din amândouă, corect. Da, trage din amândouă. Și pe spălare și pe prespălare. Da, trage prima oară la prespălare, după aia trage la spălare restul apei. No, eu oricum îl pun așa pe tot în doi și după aia las capacul ăla să mai scurgă în unul. Am înțeles. Plătitor folosești? Ai văzut că ai un sertar special. Da. Cum îl folosești? Cum îl utilizezi? Păi îl pun direct acolo. Cu bidonul? Nu, cu bidonul, cu capacul. Cu capacul, am înțeles. Da. Și în general umpli sertarul ăla? Păi nu, pun jumătate de capac. Doar așa. Jumătate de capac. Da. Am înțeles. Bun, și ești mulțumit. Da. Perfect. Bun. Păi nu trebuie să nu știu de. Da, am înțeles. Și când, de exemplu, aveai haine mai murdare de la bicicletă, când, eu știu, mai... De la hainele de lucru, alea de lucru murdare, mai hardcore, când crești temperatura. E perfect, crește temperatura și un program poate un pic mai lung. Cred că e automat, că nu... Da. Am înțeles. Deci crește temperatura. Da, foarte, foarte, foarte bună folosire. Bun, asta e un lucru foarte important că faci chestia asta. Multă lume ce face?
în loc să crească temperatura și să lungească un pic programul, bagă dublu detergent, ceea ce nu o ajută. Da, cred că nu se mai pățești să-ți rămână detergent pe haine. Nu, m-aș mira, adică dacă ai până acum ai spălat program de 2 ore, nu m-aș mira să-ți rămână, m-aș mira că să nu-ți rămână detergent. Știi ce mă întreb? Că am văzut la unchiul meu în Londra, că avea ceva biluțe din astea ce le băga direct în cuvă. Așa. Și ce sare de fapt? Balsam? Alea cred că sunt balsam. Cred că alea s-a apărut acum de un an sau doi, sunt ceva balsam, e așa o cutiuță. Păi da, dar le bagi la început. În mod normal se bagă la început, da. Nu știu exact cum funcționează, încă nu m-am interesat, nu sunt documentat despre asta, dar nu cred că sunt atât de bune. Îs bune, dar iarăși, măsura care o avem se rotește cumva capacul ăla, nu așa era, se rotește cumva capacul ăla și cădea o măsură acolo în capacul ăla. Și aia o arunca în cuvă, nu? S-au turnat din cutia aia. Turna. Bun. Deci, iarăși, un lucru cu care mai mult ca sigur se exagerează. Da, dar nu înțeleg care e. Nu știu, încă nu știu nici eu, dar uite, asta e un lucru bun, poate la următoarea emisiune vom discuta despre chestiile noi, detergenții noi apărut, ceva chestii noi, cât de buni sunt detergenții, dacă deranjează detergenții, dacă, de exemplu, stau mai mult un an de zile pe raf la magazin, mai sunt la fel de util, nu mai sunt la fel de util, nu? Ești de acord? Da. Perfect. Da. Vă mulțumesc frumos și dacă aveți întrebări despre detergenți, spuneți-ne ce detergent folosiți voi, foarte important să știm, scrieți-ne în comentarii. O zi bună, vă mulțumim.